Telefon acum, face plăcere să-l salut pe domnul Siegfried Mureșan, europarlamentarul român. Vă salut, bună seara! Bună seara, vă salut, bună seara tuturor colegilor care sunt în studio sau prin Skype și bună seara și telespectatorilor noștri. Care e perspectiva, reacția acolo după rezultatul votului de aici? Lucrurile sunt foarte simple. Uniunea Europeană a vrut întotdeauna să ajute cetățenii Republicii Moldova, iar pentru asta avem nevoie în Republica Moldova de oameni politici care să aibă putere de decizie, care să fie oameni care să-și respecte angajamentele. Cea mai importantă poziție politică în Republica Moldova este președintele și de aceea întotdeauna Uniunea Europeană și-a dorit un președinte în Republica Moldova care să-și respecte angajamentele, care să respecte angajamentele asumate de Republica Moldova, un prim-ministru care să vină cu reforme, care să vină cu idei, cu proiecte concrete pentru oameni. Și nu a fost nici un secret că perioada în care guvernul Republicii Moldova a fost condus de Maia Sandu ca prim-ministru, de Andrei Năstase ca vicepremier, guvernul în care ministrii PAS, PPDA, au avut putere de decizie, a fost guvernul care a făcut cele mai multe progrese în relația cu Uniunea Europeană și a adus cele mai multe beneficii concrete pentru oameni. De aceea, Uniunea Europeană, în momentul de față, așteaptă cu nerăbdare să continue munca de la egal la egal între președintele Republicii Moldova, lideri europeni, muncă de pe urma cărora se reiasă cât mai multe suficient concrete pentru oameni. Ați vorbit deja, ați anticipat cumva răspunsul, dar sunt obligat să insist. Nu e suficientă legătura cu Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova? Adică, întrebarea este dacă va continua Uniunea Europeană să acorde sprijin Republicii Moldova, chiar și cu Maia Sandu președinte, în condițiile în care guvernul și parlamentul nu respectă reformele prevăzute de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. E clar că un președinte atașat reformelor va putea produce mai multe rezultate chiar cu un parlament mai lent, chiar cu un parlament ostil, decât un președinte care nu vrea reforme. Deci, chiar dacă doar președintele nu e suficient, nu se poate substitui și puterii legislative și puterii executive, sunt câteva lucruri foarte importante aici. În primul rând, votul popular masiv pentru Maia Sandu. Maia Sandu este astăzi omul politic cu cea mai mare legitimitate din Republica Moldova. Cuvântul domniei sale va conta în relația cu partenerii internaționali și va conta evident și în dezbaterea publică din Republica Moldova. Am văzut în ultimii ani un președinte care frânează reforme, un președinte care dorește instituții ale statului subordonate și am încredere că vom vedea cu Maia Sandu exact opusul, un președinte care va vrea reforme, va împinge pentru reforme, va cere reforme și va folosi prerogativele legale, constituționale pe care le are pentru agenda de reformă din Republica Moldova. Deci un președinte reformator categoric ajută, da. Este de mare folos. Bun, revenind la politica externă, deci Uniunea Europeană este o prioritate pentru Maia Sandu și înțeleg că și Bruxelles-ul consideră o prioritate acum, sau în ce fel califică relația cu Republica Moldova? Ați văzut astăzi reacții pozitive, extrem de călduroase din partea tuturor liderilor europeni. Nu am mai văzut atâta atenție din partea liderilor Uniunii Europene de foarte mult timp legat de situația din Republica Moldova. Unul la mână, doi la mână. Ați văzut reacțiile presei internaționale. Toată presa internațională a înțeles exact ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Un președinte reformator, un președinte pro-european, credibil, a câștigat alegerile cu sprijinul oamenilor, al cetățenilor care au votat în țară și al diasporei și cu sprijinul și al celorlalte formațiuni politice și al oamenilor politici care vor un viitor pro-european în Republica Moldova. Presa internațională a relatat pe larg, lucrurile sunt foarte clare. Deschiderea pe care acest nou președinte, pe care doamna Maia Sandu o va avea la nivel european, va fi foarte mare.
are un capital de încredere mare pe baza rezultatelor din perioada în care a fost prim-ministru și acum va conta foarte mult să folosească acest capital de încredere pentru a obține cât mai multe beneficii concrete pentru oameni. Ați menționat Uniunea Europeană, Ucraina, România, ați văzut că președintele României a avut de asemenea reacție. A fost prima reacție. Prima reacție de felicitare a fost aparținut președintelui Iohannis. Exact. Președintele României și prim-ministrul Guvernului României, Ludovic Orban, au avut reacții pozitive. Președintele se pune problema unor vizite reciproce acum, vizite la Chișinău din partea înalților oficiali români și vizite la București din partea viitorului președinte. Deci sunt sigur că vom avea o intensificare a proiectelor concrete între România și Republica Moldova, care, mai ales acum, în vreme de pandemie, când e nevoie de ajutor, sunt o veste foarte bună pentru cetățenii Republicii Moldova. Și vor fi instrumente de consolidare a autorității interne a noului președinte. Pentru că va avea de înfruntat, se vede o rezistență dură, după, spunem că se vede deja după declarațiile făcute astăzi de președintele încă în funcție. Bun, acum, sincer vă spun, nu cred că trebuie să mai irosim foarte mult timp până a interpreta declarațiile candidatului care a pierdut alegerile prezidențiale. Se va face un transfer de putere în perioada următoare. Lucrurile sunt foarte clare și Republica Moldova intră într-o nouă etapă. M-aș bucura ca o parte cât mai mare din Parlamentul Republicii Moldova, din deputați, să fie parte a acestui proces de înnoire, de dezvoltare al Republicii Moldova. Nu cred că ne mai ajută să ne uităm la cel care a pierdut alegerile. Mă interesează mult mai mult ce va face candidatul care a câștigat alegerile, viitorul președinte, și cum se reușește instituită în societate și în aparatul administrativ această agendă de reformă. Va fi greu, dar totul va fi mult mai ușor cu un președinte reformator decât cu fostul președinte izolat. Republica Moldova s-a încheiat o epocă, se trece la o nouă generație de președinte, la un nou fel de a face politică. Sunt sigur că această schimbare e una de pe termen lung și în Republica Moldova, de fapt, ieri, cetățenii, prin puterea lor, prin votul lor, au decis încheierea unei epoci. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc.